Bună ziua și bine ați venit la Bucharest Tech Week presented by Cognizance of Vision. Numele meu este Gabriela Ivan, International Partnership Manager al programului de robotică și educație STEM First Tech Challenge Romania și îmi face plăcere să fiu moderatorul dumneavoastră astăzi la sesiunea imprimarea 3D tehnologia viitorului alături de speakerul nostru Mihai Peca, formator ECDL România. Bună ziua! Bună ziua, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră. Ne bucurăm. Bucharest Tech Week în fiecare an transformă Bucureștiul în capitala internațională a tehnologiei și reunește o comunitate a pasionaților de tech, indiferent dacă sunt profesioniști din mediul de business, antreprenori, studenți sau pur și simplu iubitori de tehnologie și inovație. Tech Expo aduce o expoziție unde iubitorii de tehnologie pot vedea și interacționa cu cele mai noi produse și soluții tech ale companiilor locale și internaționale, iar anul acesta, pe parcursul celor 3 zile, vom avea un conținut live pentru iubitori de gaming, pentru tineri, copii și părinți, dar și pentru pasionații de smart home pe cele 4 scene amenajate online. Înainte de a da startul sesiunii, invităm publicul care ne urmărește online să ne fie alături și în chat și să ne adreseze întrebări pentru speakerul nostru. În sesiunea de astăzi, noi vă invităm la un workshop pe CDL în care vom putea afla mai multe despre ce este imprimarea 3D, cum arată și cum lucrează imprimantele 3D și ce materiale folosesc. Vom explora posibilitățile pe care imprimarea 3D le aduce educației. Așadar, îmi face plăcere să-l introduc pe speakerul nostru, Mihai Peca, care este un trainer acreditat cu experiență de aproape 10 ani în dezvoltarea și livrarea programelor de formare ITNC, iar în ultimii 4 ani și-a îndreptat atenția asupra domeniului modelării și imprimării 3D. Printre domeniile de interes se numără utilizarea noilor tehnologii, educația, pedagogia digitală și predarea 3D, printarea 3D. Autor și coautor de articole și manuale de pregătire în domeniile de interes, Mihai a participat ca speaker la diferite evenimente din sfera tehnologiei. Așadar, Mihai, ne bucurăm că ne ești alături și îți oferim cuvântul. Mulțumim! Mulțumesc frumos, Gabriela! Așa, onoare să fiu din nou alături de voi. De data aceasta, din păcate, nu mai suntem acolo împreună să ne vedem și să împărțim acel spațiu minunat unde toată tehnologia era la ea acasă și toți eram parteneri în această incursiune minunată în lumea tehnologiei, dar totuși am ocazia să vă vorbesc din locul unde magia noastră se întâmplă. E vorba despre ECDL Edu Hub, hubul nostru educațional, unde facem cursuri atât pentru adulți cât și pentru copii și unde în ultima vreme ne preocupăm foarte tare de organizarea școlilor de vară pe care le pregătim pentru cei mici, ca atunci când vor putea din nou să aibă timp liber unde să participe la cursuri care îi interesează, să-i putem aștepta și aici, la ECDL Edu Hub, unde le pregătim școli de vară cu robotică, cu imprimare 3D, cu programare și credem noi că o să le facă plăcere, la fel cum le-a făcut și în anii trecuți. Eu astăzi am pregătit o prezentare ce într-adevăr are legătură cu imprimarea și modelarea 3D. Dați-mi voie să încep această prezentare, pentru că noi considerăm că imprimarea 3D este, și eu personal consider că imprimarea 3D este într-adevăr o tehnologie a viitorului. Aș vrea să le vorbesc atât părinților cât și celor mici, în principal, despre câteva noțiuni de bază, fundamentale, despre imprimarea 3D. O să încep, bineînțeles, cu prima explicație care cred că este necesară și anume ce este imprimarea 3D, pentru că de foarte multe ori avem tendința să luăm o informație pe care o găsim în filme sau pe care o vedem trunchiat în unele știri de la televizor și tindem să nu acordăm foarte multă atenție
asupra acestui aspect. Ce este, de fapt, imprimarea 3D? Imprimarea 3D, care în mod normal este numită fabricația aditivă. Deci atunci când vorbim despre imprimarea 3D, vorbim despre un proces de fabricație într-o manieră aditivă, ea adaugă material. Este acest proces prin care se obțin obiecte sau piese de orice formă prin crearea de straturi suprapuse. Aveți pe slide o reprezentare a unei mașini care lucrează și care creează câteva straturi dintr-un model al globului pământesc. Ce puteți observa în acel scurt clip de pe slide este faptul că folosește două culori diferite și putem observa că are posibilitatea de a crea un obiect în mai multe culori. Oare este singurul beneficiu? Nu, nu este deloc singurul beneficiu. De fapt, lucrurile au evoluat foarte mult. Dacă în anul 1987, atunci când a apărut prima mașină de imprimare 3D, prima imprimantă 3D, să-i spunem așa, folosea ca material rășină fotosensibilă, era folosită această rășină ca materie brută, ce era transformată în solid cu ajutorul unei raze laser. Lucrurile au evoluat și au început să fie folosite din ce în ce mai multe tipuri de materiale, din ce în ce mai multe tipuri de procedee, astfel încât să avem posibilitatea să utilizăm această tehnologie în cât mai multe domenii. În fotografia de pe acest slide îl aveți chiar pe omul care a inventat prima mașină de stereolitografie, considerată totodată și prima imprimantă 3D. Iar în partea dreaptă jos aveți un bust al lui realizat cu prima mașină care purta denumirea de Stereolithography Apparatus One. Împreună stau martori ai invenției lui la National Inventors Hall of Fame. Imprimantele nu pot fi încadrate într-un tip de design, pentru că ele, aspectul lor diferă în primul rând, în funcție de materialul pe care îl folosesc, dar și de procedeul pe care îl folosesc. Așadar, nu putem să spunem, asta este o imprimantă 3D, așa arată, așa ar trebui să arate toate. Nu. Avem imprimante 3D care sunt folosite în industrie și care au un gabarit foarte mare. Avem imprimante 3D folosite în domeniul gastronomic, în cofetărie, pentru a realiza diverse modele pentru ornarea prăjiturilor, pentru ornarea torturilor. Avem imprimante care folosesc metal și atunci, categoric, acele tipuri de mașini arată diferit. Nu au cum să arate toate la fel și toate să funcționeze în același mod. Tipul de material folosit fiind unul diferit. Noi folosim în principal și în educație, dar și ca hobby. În principal sunt folosite într-adevăr imprimantele cu procedeul FDM, adică Fused Deposition Modeling, procedeul care folosește ca material un filament termoplastic. Sunt cele mai ușor de utilizat imprimante, poate și cel mai ușor de utilizat material acest filament, motiv pentru care de foarte multe ori oamenii, și între noi fie vorba acum că suntem doar probabil noi și urmăritorii, cei care urmăresc acest eveniment, sunt și cele mai permisive din punct de vedere al prețurilor. Și atunci e mult mai ușor pentru un utilizator să își cumpere o astfel de imprimantă. Ei bine, revenind la ce spuneam înainte, filamentul termoplastic a început să fie perceput ca materialul pe care îl folosesc imprimantele 3D. Nu, nu este deloc adevărat, pentru că, așa cum spuneam și înainte, o imprimantă, o mașină de fabricație aditivă poate folosi tipuri nenumărate de materiale. Cum ar fi plastic, da, într-adevăr, acel filament și nu numai, dar mai poate folosi rășină fotosensibilă, mai pot fi folosite materiale ceramice, poate să folosească pulbere de metal și nu numai,
hârtie, da? Există procedee care lipesc straturi de hârtie succesiv, apă pe care o transformă în gheață, lemn, fibră de lemn în combinație cu alte materiale și obținem obiecte care au masă lemnoasă în componența lor, ciocolată, uite că tot spuneam de acele imprimante care pot fi folosite în cofetărie, zahăr, de asemenea, pentru diverse modele ce pot fi ulterior mâncate și nu în ultimul rând, poate cel mai des întâlnit în știrile din ultima vreme, cimentul, pentru că vedem în ultimii ani au încercat de foarte multe ori să creeze o imprimantă cât mai eficientă în domeniul construcțiilor. S-a reușit acest lucru, au reușit să facă primele imprimante și de ce nu, putem să le considerăm primele încercări de a realiza construcții ce pot fi realizate nu numai pe pământ. De ce nu? Am putea să ne gândim că sunt primele încercări ale unor construcții ce pot fi realizate și pe alte planete. Este la început această metodă, dar este o metodă care își dovedește din ce în ce mai des eficiența și se pare chiar poate reduce destul de mult costurile atunci când vine vorba de construcții de case și nu numai. Ca domenii de utilizare, plecăm de la primul domeniu în care a fost implementat. Da, putem să considerăm că atunci când Charles Hull punea bazele primei mașini, s-a gândit și a avut în minte ca domeniu de utilizare ingineria și mai exact realizarea prototipurilor pentru acest domeniu. De acolo, oamenii au început să încerce să-și atragă imprimarea 3D în domeniile lor de activitate. Și am ajuns să avem imprimante 3D folosite în medicină sau imprimante 3D folosite în marketing. Care ar fi legătura între cele două? Păi, de exemplu, în medicină am putea să avem, pe lângă, bineînțeles, ceea ce se discută în ultima vreme și nu numai, se discută de foarte mult timp, și anume printarea de organe, care e un pic mai dificilă și necesită un pic mai mult timp de explicații. Nu o să intru foarte mult în detalii, dar putem să mergem pe variante foarte simple, și anume crearea de proteze pentru persoanele care au nevoie foarte ușor prin, cu ajutorul unei imprimante 3D. La marketing am putea să facem, în loc de proteze, materiale publicitare. Și iată că, până la urmă, liantul dintre aceste două domenii, care în mod normal nu ar avea nicio legătură unul cu altul, ajunge să fie imprimarea 3D. De asemenea, am putea să folosim în arhitectură, pentru că putem realiza nu construcții neapărat, ci modele de clădiri care pot fi expuse și pot fi prezentate publicului larg. De asemenea, în arheologie, dacă avem printre noi și copii pasionați de arheologie, de artefacte, gândiți-vă că de foarte multe ori nu găsim un artefact intact. De cele mai multe ori sunt părți lipsă, este deteriorat din cauza timpului și atunci are anumite părți ce ar putea fi reconstruite cu ajutorul imprimantei 3D. De asemenea, în divertisment putem să folosim cu succes, pentru că în divertisment avem posibilitatea să creăm atât obiecte de recuzită pentru filme sau teatru, dar putem să folosim imprimanta 3D și pentru a realiza modele care să fie folosite în diferite scene ale unor filme. Celebrul film James Bond, unde s-a folosit pentru o scenă o mașină în miniatură printată 3D. La un moment dat, o firmă importantă de automobile, un automobil de la o firmă importantă, este distrus la zero. Ei bine, acela era un simplu model în miniatură printat 3D anterior, tocmai pentru a nu fi nevoie să distrugă o mașină reală. Dar
tindem noi să credem, noi facem efortul foarte mare, CDL România face efortul foarte mare să implice imprimarea 3D cât mai des și în procesul educațional. Asta pentru că sunt foarte multe materii ce pot deveni mult mai atractive pentru copii datorită imprimării 3D. Putem să vorbim de biologie și structuri celulare care pot fi reprezentate așa, bucăți de hartă folosite la geografie sau chiar hărți mute pe care copiii să recunoască anumite forme de relief, la istorie pentru realizarea unor artefacte ce să le fie prezentate copiilor, la arte vizuale, pentru modele, matematică, avem diverse, nu știu, reprezentări ale corpurilor geometrice și nu numai, putem să realizăm chiar, uite, aici avem un mic sistem de calcul, da, printat pe bucățele și asamblat, și nu în ultimul rând, robotica, unde ne permite foarte mult să printăm roboței. Da, uite, avem și aici câteva exemple de roboței printați 3D, pe bucăți sau nu. Dacă avem fetițe pasionate de fashion sau care vor să le dea o, copii care vor să dea mămicilor o mână de ajutor pentru a-și găsi cea mai frumoasă ținută. Uite, aici avem un pantof modelat și printat 3D. De ce nu? Poate să-și facă loc și în acest domeniu al modei. Piese din metal, asta este o piesă din angrenajul unei aeronave, sau piese miniatură folosite în ansambluri funcționale de mici dimensiuni. Modele arhitecturale, da, și chiar o mână robotică, de asemenea din metal. Vă spuneam despre proteze și de asemenea modele din metal printate pe bucăți. Într-adevăr, această bicicletă are doar anumite componente printate 3D. Este una dintre primele încercări. Și pentru că scopul meu era să vă arăt și cum am putea să modelăm noi un model propriu, aș vrea să îmi permiteți ca în câteva momente, să, în câteva minuțele, să vă arăt cam cum se poate modela un obiect de la zero. Eu voi folosi astăzi ca exemplu de platformă de modelare, un exemplu gratuit pe care îl puteți accesa și voi foarte ușor. Sunt convins că o parte dintre voi au mai auzit despre el. Este vorba despre Tinkercad.com. Este adresa pe care o găsiți, Tinkercad.com. Acolo va trebui să vă creați un cont, un cont care se creează gratuit și veți putea începe cu ajutorul tutorialelor sau cu ajutorul celor învățate la școala de vară, de ce nu, veți putea începe să vă modelați propriile obiecte. Eu mă gândeam că ar fi interesant să discutăm astăzi despre cum putem să ne modelăm un roboțel pe care sunt convins că îl cunoaștem de pe la televizor. Eu m-am gândit la R2-D2 din celebrul film Star Wars. Este un model care se poate face foarte ușor și uite, puteți să încercați să-l recreați, să vedeți dacă vă place și dacă vă place să veniți la ECDL EduHub să discutăm mai multe despre imprimarea 3D. Despre ce, în primul rând, atunci când modelăm un obiect, trebuie să ne gândim, pornim de la descompunerea lui în corpuri geometrice cât mai simple. Dacă ne gândim la R2-D2, avem prima dată o sferă. Da, și atunci voi lua din această listă de obiecte, de corpuri geometrice, unde am mai multe corpuri pe care le pot folosi, eu îmi voi alege sfera, mingiuța, biluța, ca să-mi fie mai ușor să lucrez. Am apăsat un clic stânga și apoi plasez sfera pe platforma de lucru, pe această pe acest plafon pe care lucrez în acest moment. Pentru a roti unghiul de vizualizare, mă voi folosi de aici, din colțul din stânga, de cubul care îmi permite să văd planul de lucru din mai multe direcții. Pot să folosesc de asemenea și clicul drept al mouse-ului pentru a-l învârti, pentru a mă putea învârti în jurul solidului sau pentru a putea selecta un alt unghi de vizualizare. În momentul în care plasez
cursorul pe aceste puncte de jur împrejurul solidului, observați că mi-apar niște dimensiuni. Acele dimensiuni sunt dimensiunile de dimensiune modelului. Haideți să vedem, o să facem așa. 50, aveți grijă întotdeauna la aceste dimensiuni să rămână proporționale. Încercați să păstrați proporțiile așa cum le folosiți cel mai probabil și la desen. Voi lua cel de-al doilea corp, cel de-al doilea corp care este o semisferă. Îi voi modifica și acestuia dimensiunile. Ar putea să fie un pic cam țuguiat. Oricând veți putea reveni asupra modelului vostru, veți putea să înlocuiți inclusiv dimensiuni. De exemplu, aici aș putea să-l micșorez un pic, să-l las la 15. Okay. Cele două solide vor trebui îmbinate, le selectez pe ambele și apoi folosesc funcția group pentru a le îmbina. Și voi continua, bineînțeles, să pun și restul elemente. O să merg un pic mai repede cu redimensionarea, lucru pe care deja vi l-am prezentat. Va fi ofișorul roboțelului nostru. Atenție, el va trebui și rotit. Ok. Ce mi-ar mai lipsi ar fi o antenuță. Asta este un model foarte simplu cu care puteți începe de la zero să vedeți dacă vă place să modelați, să vă creați propriile modele. Ar mai trebui antenuța, vă spuneam, și o să pornesc cu ea de la un cilindru destul de micuț. O să încercăm să-l facem foarte îngust. Departăm un pic. Trebuie să avem grijă întotdeauna unde anume sunt modelele noastre. Bineînțeles, dacă îmi place și vreau să-i mai pun, este dreptul meu de a-l face astăzi, să-l fac pe R2D2 în ce formă vreau și atunci pot să merg să îl redimensionez așa cum vreau eu. Ia să vedem unde este domnul Ar. Ok. Am făcut și... Bun. Nu uit niciodată să le grupez. Acesta este un model foarte simplu. Sunt convins că voi aveți mult mai mult talent și o să vă iasă și poate și mai mult timp la dispoziție și o să vă iasă mult mai frumos. Ideea este că acest model poate fi ulterior exportat. Îl putem exporta în formatul neutru pentru imprimarea 3D și anume pentru în format STL și apoi îl putem trimite către mașina de imprimare, către imprimanta noastră, care va începe, așa cum vedeați și în timpul prezentării anterioare, va începe să creeze straturile succesive. Mașina de aici va începe să le creeze folosind acel material plastic de care vă spuneam, încălzindu-l și depunându-l strat peste strat, astfel încât să realizeze întregul model. Voi încerca să mă opresc aici pentru a nu depăși timpul propus prezentării. Okay.
Mulțumim foarte mult, Mihai. Și ultima demonstrație cu Arduino îmi amintește de programul de robotică, unde elevii noștri de liceu au avut o temă de competiție inspirată de Star Wars. Și una dintre întrebările pe care ți le-aș adresa este cât de mult contează în printarea 3D pentru copii adolescenți aplicabilitatea în lumea reală și până la urmă asocierea chiar cu niște supereroi. Fac aceste elemente educația mult mai engaging, mai interactivă? Este un element cheie? Este un element cheie. Noi ne sfăduim să-i aducem cât mai aproape de tehnologia aceasta pe cei mici, la fel ca și voi, prin proiectele pe care vi le propuneți la robotică. Încercăm să le dăm ocazia să-și dea freul liber imaginației și să-și creeze propriile modele, inclusiv instrumente educaționale pe care să le folosească la școală, de ce nu, și pe care să-și le marcheze cu simbolul supereroului preferat. Da? Nu mă deranjează cu nimic că un copil își face un model și pe el poate să pună logo-ul personajului preferat. Asta cred că îi face mai mare plăcere și în felul acesta îl putem aduce mai aproape de tehnologie și de educație adaptată tehnologiei. Pentru că, să fim realiști, noi profesorii în momentul acesta îi pregătim pe elevi pentru niște meserii pe care nici noi nu știm cum vor arăta, despre care nici noi nu știm cum vor arăta. Asta face totul mult mai interesant și lasă loc de inovație. În chat avem și o întrebare tehnică legată de filamentele de printare 3D, cam care ar fi diferențele între filamente PLA, PETCG, ABS, dacă poți să ne menționezi câteva elemente. În primul rând, elementele sunt clar de compoziție. Cele trei tipuri de filamente, care nu sunt singurele, sunt mult mai multe. Cele trei tipuri de filamente enumerate au compoziții diferite și atunci, categoric și proprietățile lor mecanice și chimice sunt altele. Din punct de vedere al utilizatorului imprimantei, fiecare dintre aceste materiale au niște caracteristici diferite și atunci și parametrizarea pentru imprimantă se face diferit. Punctul de încălzire la care se topește materialul, punctul de încălzire al platformei și așa mai departe sunt lucruri de care trebuie să ținem cont. Așadar, trebuie să ținem cont și de ce obiect vom fabrica atunci când alegem filamentul. Absolut. Iar în partea noastră de final a sesiunii, în care vorbim foarte mult despre viitor și despre cum tehnologia și printarea 3D are ramificații în multe dintre domeniile despre care tu ne-ai povestit, medicină, ajungem și la divertisment, comunicare, marketing. Cum vezi zona asta? Dacă vorbim de viitor, de meseriile viitorului, despre o lume în care avem multe elemente printate 3D, așa ca gând de final, care e viziunea ta de viitor asupra industriei de 3D? Industria fabricației aditive este clar în plină expansiune și va continua să atingă și să impacteze cât mai multe domenii. Personal, mie îmi place să folosesc o comparație a imprimantelor 3D din anul 2021 cu Xerox-ul din anul 1990. Atunci toată lumea, wow, era, dar unde poate să meargă mai departe? Și uite că am ajuns ca fiecare dintre noi să avem acasă un astfel de aparat, să avem acasă o imprimantă pe care să ne putem tipări. Ei bine, asta cred că se va întâmpla și cred că unul dintre domeniile principale care va fi impactat va fi comerțul, pentru că s-ar putea să nu mai fie nevoie să cumpărăm fizic anumite obiecte, ci pur și simplu dreptul de a utiliza un anumit fișier. Moment în care va trebui din nou să-i aducem pe cei mai în vârstă alături de noi și să le explicăm cum funcționează. Bunica s-ar putea să trebuiască să-și printeze următoarele instrumente din bucătărie, așa că cei mici vor trebui să-și ia inima din, să o aducă pe bunica lângă imprimantă, să-i spună: uite, bunica, așa se fac lingurile mai nou, nu te mai duci la magazin să le cumperi. Da, se vor dezvolta, sunt foarte multe domenii și cred că educația trebuie să profite din plin de expansiunea imprimării 3D. Mulțumim foarte mult, Mihai, pentru tot ce ne-ai împărtășit în sesiunea de astăzi.
Împreună cu siguranță privim acum spre viitor cu gândul la 3D și la toate inovațiile care se vor întâmpla. Mulțumim tuturor pentru participarea la sesiune și vă invităm în continuare pe platforma online în zona de networking să vizitați standurile partenerilor din Table de Expo și vă invităm la următoarea sesiune la 12:30, Educația viitorului, echitabilă și digitală, cum pot angajații companiilor de IT să schimbe în bine educația. Speakerul va fi Ioana Chioran, QA Community Lead Cognizance of Vision. Așa că vă așteptăm să ne fiți în continuare alături și vă mulțumim tuturor. Pe curând! La revedere! La revedere!